Începând cu 1 octombrie, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara demarează acțiunea de preluare a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și sau petrolieri pentru sezonul rece 1 noiembrie 2024-31 martie 2025. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat. Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 de lei pe lună. Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 de lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 de lei. Activitatea de înregistrare a formularelor de cerere se va derula astfel. Pentru încălzirea cu energie termică în sistem centralizat la sediul Colterm, de luni până vineri, între orele 8:12 și 12:30-15. Pentru încălzirea cu energie electrică cu combustibili solizi și sau petrolieri, gaze naturale, la serviciul beneficii sociale, de luni până joi, între orele 8:15-30 și vineri, între orele 8:12-30. Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței pe toată perioada sezonului rece, solicitările trebuie depuse până pe data de 20 noiembrie. Pentru acordarea suplimentului de încălzire, precum și pentru acordarea suplimentelor de energie, se ia în calcul cuantumul pensiilor aferente lunii august 2024. Astfel, la depunerea formularelor de cerere, dovada veniturilor de pensie este reprezentată de ultimul cupon de pensie emis înainte de recalcularea acestora. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul DGSPC.